Referitor la accesul mass media, vreau să vă spun, domn președinte, Parlamentul astăzi a făcut o încălcare gravă și noi vrem să știm din care motiv s-a dat câștig de cauză unei întreprinderi gestionate de ministrul justiției și șeful UCE, cam în vedere privesc eu, că el transmite în direct toate ședințele Parlamentului și serviciul de presă spune la toată presa că iată luați de aici semnalul. Asta cum adică? Dumneavoastră spuneți că presa este liberă. Iată acum FTP serverul de la care trebuia toată lumea să ia imagini este blocat și a fost blocat din simplu motiv pentru că nu rezistă. Și cum adică? Care este atunci accesul la informație, accesul liber la informație la ședințele Parlamentului? Dar despre ceea ce se face cu aparatul guvernului și întreprinderea încă o dată, privată, privesc eu. Noi vrem să știm care este totuși motivul, din ce cauza această întreprindere a fost aleasă de către Secretariatul General al Parlamentului.